Uștinielule, vezi că ți-am luat butelia. Ai să-mi dai 1.000.000 de un an de zile. Nu mi-ai dat banii, Rămâne cu butelia e a banii. mea. Când vii cu banii, fratele meu, îți dau butelia. Și mai dai și cauciuc. Doamne ajută! Ne feriem. Uștinielei! Vino aici, bă, că ți-am adus butelia. Ui butelia aici. Bă, să-ți retragi plângerea de la poliție, mă. Mi-ai Că făcut ți-am dat plângere, mă. banii, Ce, băi, și tu ți-am și dat de... banii, Ce ba, mă, că uite butelia... Păi, dar sigiliul de că cât te ți-am rupt. dat un plin, Mi-a mă. făcut fraților plângere la poliție și el și nevastă sa, că am violat eu pe nevastă sa. Nu e, mă, să vă fie rușine, mă. Rușine, mă, că v-am ajutat, v-am dat bani. Ia butelia, mă, și retrage plângere la poliție. Bună dimineața, prietenii mei dragi. Ne-am apucat de treabă, mă lăsăm gluma. Am adus lemnele, le așezăm aici. Însă cine credeți voi că mă ajută pe mine l-a ajutat? Prietenul meu, Guștiniel. Uite la aici. Saltă, Guștiniel, butelia ai luat-o. Mi-ai luat butelia acum la lemne, saltă. L-am luat, mi-a luat frații mei butelia, acum le-am pus la lemne. Nevasta lui Violeta de face cratite cu mărar și cu brânză. Doamne ajută, prietenii mei. Prietenii mei dragi, suntem la Guștiniel, la prietenul meu, îl ajutăm să aducă grâu de la Ui, ce faci? asociație. Ui, cu Uitați ce trăsare, te lovesc acolo, din... știți voi, butelia mea. Te lovesc la moale. Dacă Ui. îl îmbăt, iau butelia astăzi iară. Uitați, uitați cum se scutură. Măi, dar nu mai fă praful ăsta să... Cu Aoleu, ce e trăsaci, bă, acolo, fata nu e mea? curăța, băi. I-am curățat, Ce mă, aduc dar la lasă-mă. moale, Plătește-mă. băi. Ui, care făina din ei, ui. Ui. Ui, care... Frații mei, știu de unde mi se trage ghinionul mie, de la această nenorocită de butelie a lui Guștinel. Prietenii mei dragi, de când am luat-o, 6 găini mi-au murit. De o săptămână, una nu mai face un ou, una nu mai face un ou. Uitați, accident cu bicicleta electrică. Uitați, am fost aseară la pește, am prins la nepoței peștișori. Au murit toți, ui, morți. Mă, când o vedea bieță copiii, o să se plângă săraci acum că se trezesc. Frații mei, dura nenorocit, nenorocitule, uiți, adu butelia înapoi să-ți dezlegi blestemul după mine, nenorocitule, mai o distrus toată familia. Păi ce faci, bă, stai o jumătate de zi, mai gușire, de 5 ore, un fiar, dar nu e tir, mă, dacă Stai, ești... mă, ca să Ui, strângem fraților, eu car ca prostul la piatră spuma! și el de la ora 7 face pană la roate, dar nu e tir, măi, guști, nu Să mai pun strângem niciun pana, extra curgabile pe mine, știi? Mi-a dat să mănânc orez cu lapte. Păi nu pun orez cu lapte să sală... Nu Hai, mă, pana! odată, mă! Hai de mine! Opa! Guștiniel, nu e aici, a plecat în grădină, l-a udat roșile. Iau butelia, frații mei, să se pui ochelarii. Toată ziua am lucrat la pietre. Și mi-a orez cu lapte. În seara asta mi-a două ochiuri. Unul cred că era stricat, că mă doare stomacul. Nenorocitule. Eu ți-am adus înapoi. Eu ți-o iau. Mi-ai distrus viața. Nu scap de asta, frații mei. O iau, că nu mai pot. Toată ziua am săltat la piatră. Așa vezi. Mi-a adus banii pe ce am lucrat. Nenorocitul mi-a dat orez cu lapte, nu mai pot, m-a stricat la stomac. Să te aranjezi eu. Hai. Bă, nu te arunca de acolo, bă, că-ți dau butelia înapoi, mă, dă-te jos. Ui, doamne, mi-a pitulat butelia, frații mei. A urcat butelia și a pitulat un pod. Uitați-l. El cu lunelul Luca. Aveți grijă, mă. Au și băut, că a fost Sfânta Maria astăzi. Și le-am dat un bidon de bere. Frații mei, uitați lemnele acolo. Ne-a prins pădurarul muncă gura voastră, ui, Guștinielu a zis că merge cu căruțul gol acasă. Dosar penal avem. Vinde drujbe, vinde tot ca să puteți să scăpă voi. Guștinielu a zis că pădurarul e la mormântare la soacră sa. De unde că soacră sa n-a murit? E la mare. E la mare, la Costinești. Ei, mă, cu gura ta. Dosar penal, frații mei. Uitați acolo așa. Doamne ajută! Prietenii mei dragi, bună dimineața! Acum prindem calul la căruță, Și am dați? plecat. Și plecăm, frații mei, ne ducem să furăm lemne. Uitați, avem drujba tot, că pădurarul, așa zguștinel, că pădurarul e la mormântare, a murit soacră sa.
Azi e de lemne. E un caz de ceva, eu fug. Uitați, Niel, uitați. Ți-a zis, bă, coasă mahamu, cum le mă faci, bă, de rușine în față la prietenii mei cu coață și cu astea? I-am dat 10 milioane să ia ham și n-a luat. Opa! Fetița mea! Eu atac astăzi. Frații mei, noi am venit eu cu guștier, cu căruțul gol, oameni cinstiți. Ui, Nelul Luca, uitați-l, l-a prins pădurarul acum. Uite, el care cu tractorul, e șmecher. S-a mai spus azi că a murit soacra pădurarului, că se la mormântare. De unde a pus la mare? Uite-l, dosar penal și lui, și noi. Prietenii mei sunt aici cu fratele Guștiniel și cu prietenul nostru Nelul Luca. Uitați, prietenii mei, ce vrei să cumpărăm noi. Vrei să cumpărăm direta asta, să facem guguși clătite. Că dacă cumpără careva, avem făină, ați văzut că am pus la moară atunci, am adus grâul. Și facem aici, uleiul e ieftin, 2 lei, poate dă și cu 1 leu gogoșile. Vă așteptăm și pe voi, Doamne ajută, prieteni. Prietenii mei, nu mai am lemne să fac focul. N-am mâncat de 3 zile nimic, am mâncat numai poame, numai fructe. Și am venit la fratele nostru Guștiniel să iau ce mi-aparține. Însă i-a băgat în cap banditul, uitați-l, Luca. Ce are, mă, dacă îmi dă butelia? Că eu nu i-am dat, mă, bani de atâția bani. Nu se mă rușine să-mi vezi mai la prostii la rele, mă? Păi dă banii înapoi, mă, dă banii mei. E goală, fratele Biu. E goală, dă, mă, banii atunci. Păi dă banii. Nu-ți dau. Ui, banditul, el învață toate relele. Ui. Îi învăț minte, procuratura ai bânca. Merge, mă, atâta cât vrei. Păi merge, mă, cât... Păi nu uite, mă, că e ăla. Frații mei mi-au stricat ușa, mâncă vă gura voastră. Sunt cu fratele Nielu aici și cu ușirea. Azi că știe să repare poarta, mâncă vă gura, vine păcăit acum. Păi lasă-o, mă, că atâta merge, că nu lovește aici și amai Guștinielule. Aolo, mi-a distrus viața, mâncă. L-am servit rom, din Republica Dominicană adusă. Nu mai știu ce să mai fac, fraților. Am ceartă în familie, mi-a stricat totul. Am făcut grătar. De adevăr, n-am avut carne, dar am pus dovlecii și ardei și de astea și l-am făcut o grătar. Nu se mai deschide. Pe atâta, mă! S-a blocat. Aoleu, mâncă-ți gura ta, Doamne! Prietenii mei, sunt supărat. Supărat nu mai pot. Uitați ce a făcut Guștinier cu Luca, a fost la târg. Și-a vândut calul, mâncă-vă gura voastră pe o capră și-a e plină de râie. Uitați, la ce ați dat, bă, calul? La ce ai dat, bă, calul, bă, pe capră, bă? Pe capra e râioasă, bă, de. Danilă Prepeleac sau cine a mai făcut așa? Danilă Prepeleac, ui, mâncă-vă gura voastră, a rămas cu căruțul. Frații mei, care aveți un cal, să mă anunțați. Uitați, prietenii mei dragi, Guștiniel jugrăvește. Are 2 luni de zile de când s-a apucat la omul ăsta să jugrăvească. L-am eu cu fratele Nielu Luca, cărând ca proștii la lemne. Ia ne-mă și pe noi că ținem de scară ceva, face și noi un ban. 1.000 de euro, frații mei, a luat pe 2 case, 4.000 de euro. Sunt niște oameni după în Spania, nu știu de unde sunt. Uitați, frații mei. Calul pe al nostru și butelia. Doamne ajută! Uitați, frații mei, Guștiniel a rupt toți prunii. Uitați ce spune fratele Nielu. Să se aducă, bă, băieți, să aducă aspiratorul, să-i întind cablu și să strângă prune. Măi, Nielu, nu merge! Copiii, eu plecam, mă, că nu păi nu merge, mă, Guștiniel, cu aspiratorul, mă, cum să tragi, mă? Nu mai vreau copiii, mă, adu aspiratorul, că la Italia, mă, modern, mă! O, că a fost ei în Italia și a văzut cu aspiratorul, că... N-aș crede, fraților. Spuneți-mi voi dacă dați-mi o părere de-a voastră. Doamne ajută! Uitați, prietenii mei, fratele Guștiniel, stă aici cu fratele meu Ghiță. Fratele Guștiniel ne-a plătit internetul și îl dăm jos, îl tăiem. Este la jugrăbile astea și nu vrea să plătească. Doamne ajută! Prietenii mei dragi, sunt la fratele Nelu Luca, aici cu prietenul nostru, fratele Guștiniel. Am luat, mă, nu mai mâncă porci, măi, Nielu, de când n-am mai venit, mă, mi-a dat și mie să dau ceva la porc. Măi, Guștiniel, să mulci vacile, să-mi dai niște lapte, să le fac orez cu lapte să mânce. Frații mei, și uite, m-a servit fratele Nielu cu ciucaș.
Deci că întreabă profesorul la școală pe elevi. Dragi elevi, ce animal este acesta? Iar copiii răspund, ciucaș. Nu mai zic că e cerb. Hai, bandiți, Doamne! Nelu Luca i-a învățat așa, bandiți! Prietenii mei sunt aici la bandit, la Guștiniel. I-am adus calul. 22 de milioane mi-a luat ăla ca să-mi dea calul. Și i-am dus capra înapoi. Banditul l-a jugrăbit, vă-l arăt eu. Nu e nimeni acasă, sunt singur acum. Criminalul. Ui și fetița, rămâne fără ea. 22 de milioane de fraților, cu ce mă aleg? Cu o butelie? Rușine să-ți fie, banditule. Văd-o pe tine în minte să vin scalul. Doamne ajută, sunt supărat rău. Păi de ce dai mă cu mătura pe cal, mă? Eu n-am văzut în viața să dai cu mătura pe cal. Așa? Păi cum nu e țăsală de aia, zicea mama săraca. Cu de asta să țăsală cal. Stai bă cu bine că băcă mătura, mă. Ba nu mâncă, ui așa. Uitați frații mei. Plec că ți-aduce Luca aspiratorul. Ca prunele să le... Ho, tată, ho! Ho, tată, ho! Uitați, frații mei, mătură calul, n-am văzut în viața mea. Plec că ne dă Luca aspiratorul, bă! Prietenii mei, dragi, m-au apucat să tai lemne la Guștiniel. Ce are, mă, mâncuz gura atât de nu mai merge, mă? Uitați, mă, cum să bagi motorină, mă, că a băgat motorină în loc de benzină, mâncuvă, gura, bă, că e mai ieftină. Cum să bagi motorină, mă, mă? Frații mei, uitați, de firmă, voinic, 3 milioane, eu cu ce mai câștig acum? Dacă aveți una stricată pe acasă, vă rog eu mult de tot, te meteți-mă pe voi 101 euro ăla, sau... Ce să fac, mă, cum să bagi motorină, mă, Guștinielule, mă, că... Motorină? Păi iau-ți că e motorina, mă, ieftină. Prietenii mei, domnul doctor Guștiniel și domnul asistent șef Ghiță. Domnul Ghiță, vă rog frumos să-mi faceți vaccinul. Da, vă rog frumos să-mi dați o doză de vaccin. E a șasa, prietenii mei. A șasa doza. Sunt sub nevegherea domnului doctor. Uitați. Mulțumesc, domnul asistent. Mulțumesc. Că aici la mulți ani. Mâncuvă gura voastră, prietenii mei. Pfizer, a șasa doză până acum. Nu prea văd bine, dar... Deci, domnul asistent, domnul asistent Ghiță. Te fac mangă. Mangă mă fac, mangă! Mulțumesc, domnul asistent. Lasă, bă, calul, bă, cum să bași calul aici la căldare, bă, să... O, tată, o, murgule! Ui, mâncă, bă, gura voastră, vrea să bage calul aici la căldare. Păi lasă, bă, să... Păi lasă termină rachiu, bă, frații mei. Mi-a dus calul de acum. Păi lasă termină rachiu, bă, cum să bași calul în când dăuntru, bă, cu lui acolo, bă, să... Mă, să nu dai pe... De calul meu nu dai pe partea. Mă, cum să stai spalieri, măi, Guștiniele, să stai spalieri cu... Cuie, mă. Cu pai de cap, uitați, frații mei. Guștiniele a tăiat spalieri cu drujba noastră și fratele el ui cu ascută, bine, e meseriaș, e căutat în tot satul și pe județul Alba. El ascută toate drujbele la... E meseriaș, testuie lemnele astea, bai de capul nostru. Bine că sunt țâr, dar ce să facem? Le dăm foc aici, mă. Uitați, frații mei, mâncuvă gura voastră, nu mi-ai satură Dumnezeu de lemne. Uite, a rupt căruțul acum, ați spune pune-mă puțin pe căruț, ui. Cum să legi tu așa ceva, mă, să... Ha, mă, mâncuvă gura voastră, asta m-a terminat omul ăsta. Ui, al patra transport astăzi, bă, bagă-mă puțin, mă, nu trebuie să pui prostește, mă. Ui, s-a rupt rudița. Păi, Ilie alta acum. De spate, nu m-a comandat. Uitați, frații mei, vreau să vândă calul. Lăsați-mă calul, bă, cu ăsta ne câștigăm pâinea noastră, mă. 1500 de euro, frații mei, a venit Samsari aici la praerit, i-a dat nu știu cât, cum e ce o să dea, eu nu o să pricepe la euro. Dă-mă să număr eu, la, ui săracul, că și el plă, ui, bă, cum face de... Lasă-l, bă, Guștinelule, că-ți dau eu, mă, bani pe el, mă. Nu-l da, mă, că e păcat de Dumnezeu. E păcat să dăm murgul nostru, mă. Ui, cum face de... Plânge săracul, frații mei. A rămas fără cal. Anima nu-i bai de capul meu, cu ce mai câștig o hrana. Prietenii mei, cu asistentul meu, face un grătărel. Cine credeți că a venit la noi? Domn doctor, vizită, uitați-l de la jugrăbit. Vizită, da.
Prietenii mei a luat banii de la omul ăla și uitați-ne, da, mici Iudița. O, cum, mă, numai 50 de lei, mă? E destul, băi. Eu cam băut 2 kg de rachiu. Oh, l-ați consumat, gata. Pă cum, mă, consumat 50 de lei, mă? Consumul cam mare, consumul mare. Păi dă și, băi, și bece de trubesc la... Uitați, frate, mi 50 de lei dați dimineață, dăștia nu mă... Mâncă, fratele, beu. Ha, a luat țapă, bă, cu băgura, poate. I-a dat un doctor țapă. Doamne ajută. Prietenii mei, cum v-am spus, mai am vreo câteva și sunt gata. Gata. Nu mai pot singur. A venit în vizita mea, uitați, cu mâinile în buzunar. Guștini, el ubi, eu. Păi ia, mă, și sparge, mă, și tu 2-3 lemne, mă, că nu mai pot. E duc acasă. Păi că să duci, mă, acasă, duci. Eu să spargă, să ducă tu la el. Păi câte are el? Păi ce, 2-3 breascuri, câte? Sparge, mă, și tu, mă, că nu mai pot niciun, că mă doresc spatele de azi dimineață, mă. Acasă, câte ai? Dar nu sunt atâtea. Doamne ajută. Prietenii mei, am pus la oraș. La cumpărături. Nimic, mă, cu vă, gura voastră reducere, ui, cu guștinier. Păi ce-a luat? Niște furtune, prostii de astea. Ce-a fost mai ieftin? Am găsit într-adevăr un televizor. Am făcut comandă, ne-l aduce acasă. Era 14 milioane și acum e 22 la reducere. L-am luat. L-am luat guștinier. Că... Ăla e bun, da. A fost 14 milioane înainte și acum 22 la reducere. Îl luăm, ce să facem? Am făcut comandă, ne-l aduce acasă, două. Doamne ajută! Bună dimineața, prietenii mei dragi, sunt aici cu fratele meu, cu Guștiniel, mergem la primărie, uitați aici e primăria, să ne depunem candidatura, prietenii mei, eu primar și Guștiniel, bă, tu vice, nu cum? Vice, și pe ghid să-l bag consilierul meu ceva, și Luca, vedem, om de servici, ce, da, ce dă Dumnezeu, am actele aici tot pregătit, uitați, și aici, aici e primăria, mergem depune candidatura. Urați-ne succes, prietenii mei. Doamne ajută voi și la familiile voastre. Doamne ajută. Mască și fără mască. Da. Prietenii mei dragi, suntem la centru de vaccinare. Echipa e completă. Asistentul meu principal, cel mai bun prieten al meu. Da, dar nu știu ce-a făcut vecinul. Fratele meu Ghiță. Măi, luați exemplu de la Nilu. Nu aveți voie fără mască. Gușine, nu te să râzi. Nu ai mască, nu uite aici la centru de vaccinare. Cu mască și fără mască. Prietenii mei, vă dorim toate cele bune. Dumnezeu să vă ajute vouă și la familiile voastre. O săptămână reușită. Doamne ajută. Prietenii mei, dragi, camera e aproape gata. Uitați. Cine a venit în vizită? Guștiniel. Pa, cum am, mă, la ora 6, măi, Guștiniel, mă? La Dălmaș. Ce a Dălmaș, mă, nu mai pot, frate, o curg apele pe mine. Păi de capul meu m-am chinuit. Acum, mă, la Dălmaș. Pă, cum, la ora 6, mă? Ui, n-am acoperit mobila cu folia. Prietenii mei, nu o dă folie, a luat cerb. Două cerburi. Oh, vezi, dacă a luat cerb, mă, de folie. La curățenie acum. La curățenie. Scoate-mă afară. Ha, Doamne ajută. Prietenii mei, cine a venit la mine în vizită, Guștiniel. Mă, ai simțit mirosul de... Ba, mă, a venit să stângem cu incendiu, mă. Ce, cu să stingi, mă, carnea, mă, cu... Auziți, frații mei, să stingă cu stingătorul de la mașina. Să stângem incendiu, mă. Ha, 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 Doamne ajută.